78 de ani. Numele Mangalița se leagă de un singur om. Stelian Manole, primarul orașului. De 7 mandate mi-am jertfit viața pentru primărie. Votați-mă dacă v-ați săturat de vechiul primar! Votați-mă! Votați schimbarea! Domnul primar Manole, ce faceți cu pachetelul ăla? Faci pie programă? Păi stă lui Dumnezeu, mă! Bineînțeles că știam că sunteți de la presă. Am glumit, iubesc presa. Aici. De ce umplim cu întrebări de astea? Pleacă, mă! Mergi la milițian și luați-l pe ăsta la o discuție. Asta e puterea cuvintelor. Unele te ridică, altele te lovesc. M-a înregistrat. Jos, dictatorul! De ce ați ieșit? Păi nu vezi mincinosul, nu mai vreau să ne mai dea făină și ulei. Păi e normal, domnule! Putem să interzicem alți candidați la alegeri în afară de mine? Putem să interzicem presa în oraș? De ce te mai țin, mă? De ce te mai țin? Vrei să o sun pe măta? O sun pe măta, să-l dăm de ce te-am angajat. Oameni buni! Se fură alegerile! Vorba multă, ochiul vână. Discuție. Adu la o discuție. Asta înseamnă discuție? Mangalița, duminică, de la 20, după Observator, la Antena 1. Orice-mi faci, ai ce să faci. Și știi de ce? Că sunt primarul.